nu știu cum să-l prezint, este un subiect pe care l-am auzit aici în casă. Imaginile sunt spectaculoase, doar atât vă pot spune. Nici măcar nu le puteți bănui, dragi telespectatori. Vreau să vă spun doar atât, nu plecați nicăieri. Nu mă interesează dacă mai plecați așa pe materiale, când auziți că e un material cu X, Y și nu vă interesează, las că mă întorc la favoriții mei. Ei bine, nu! Lăsați absolut tot și lăsați în fața televizoarelor. Eu fac aici prezentare, tu tușești. Nu poți tușești mai încolo. Glumesc. Dragi telespectatori, imagini spectaculoase, atât vă pot spune. Și sunt în premieră. Ați auzit subiectul aici în casă. V-ați imaginat, dar nu ați văzut. Așadar, știu că v-am făcut curioși și pe voi, hai să urmărim cu toții imagini în premieră, aici, în Casa Iubirii. Vai, deci nemernică e Alexandra. De ce? Își face ea jocurile ei, n-are treabă cu niciunul. Bine, poate îi place Patrick, da. Îi place Patrick. Crede-mă, mă nebunește cu Patrick. Deci o zi când m-am întâlnit cu ea, nu mi-a zis de Patrick, ea nu ești ok? Că nu mi-a zis de Patrick azi. În rest, în fiecare zi, jur, nu stop. Nu are să-i mai zic că oricum deci, știe. Deci stă și mi-arată videoclipuri cu Patrick pe telefon, alea cu că au fost la nuntă. Mi-a povestit și mie de faza aia că... Au fost la nuntă împreună? La botez, nu știu, și-l filmase pe Patrick. Patrick, ia vino încoa, frate! Le povesteam că a zis Robi, dar știu, că el crede că Alexandra face jocuri cu voi și că nu vă place pe niciunul. Și i-am zis, ia de Patrick, îmi spune fiecare zi, deci mă nebunește cu Patrick și chiar te place. Și are video în telefon cu tine. Mi-a arătat video cu tine când a fost la un botez cu Gagea și te filma pe tine. Eram singur în video. Da, dar era dansai pe acolo și mi-a arătat. Ea era cu, era ții la un botez. Bă, Gagea! Da. Pe o filmat pe aia ce cânta și tu erai lângă ea. Interpretează acum, îți dai seama, eu știu clipul ăla. Dar non-stop, o zi nu mi-a vorbit de tine, ne-am întâlnit la masă și zic, ești ok? Că nu mi-ai zis nimic de Patrick azi, ești ok? În rest, non-stop, non-stop. Deci îmi spune, aseară, fii atent, eram la noi în restaurant și era muzică acolo. Era o tipă de cântat și o melodie super romantică și îmi zice, Doamne, deja îl văd pe Patrick cu un trandafir așa în gură. E din aia de ține videoclipuri, poze, fără să te cunoască, știi? Nu e adevărat, frate, chiar e îndrăgostită de asta zic, asta zic, că e îndrăgostită. Chiar e îndrăgostită. L-au filmat pe cântăreață sau pe mine? Când? La botez. La botez, filma. Filma cântăreață și pe lângă eram și eu? Se filma ea cu Gagea și erai și tu acolo. Când îți clipurile alea? De mult, nu? De anul trecut, dar mi-a povestit de faza aia cu... Mi-a povestit de faza aia că... L-avea pe Patrick pe Instagram și Gagea a zis să-l scoată și nu a vrut să-l scoată pe Patrick. L-a scos de gura lui Gagea? A zis că ea de atunci avea așa o chestie, dar da. Dar mie nu vine să cred că fata asta vorbește atât de mult de el în afară. Da, Patrick! Faza cu Instagramul, când ți-a dat follow de mult, mi-a povestit și mie. A zis că te-a scos din cauza lui ăsta. Da, mi-a zis. Dar ea n-a vrut să te scoate. Femeia poate se gândea la el când stăteați voi intimitatea voastră. Am zis și eu. Pam, pam. Mulți botez. Nu mai merg. Surprinzător, minunat, extraordinar. Alexandra, nu-ți face griji, să nu vă faceți griji. Și persoanele pe care le-ați văzut voi aici, bineînțeles, sunt blurate pentru telespectatori.
Nu apare nimeni Andreea, pe acord. Andreea, este prietenul meu cel mai bun, poți să-i cer aprobarea dacă vreți. Am înțeles. Nu, n-am putut să mă concentrez foarte bine la persoanele care erau pe acolo prin jur, pentru că mă uitam foarte atent, dar foarte atent, un pic mă zgria retina, pe retină ceva, cred că pantofii tăi. Nu știu dacă... Eu nu i-am văzut. Erau cu 5 numere mai mari, nu ai avut calți. Pe bune, nici n-am văzut. Nici eu n-am văzut. Nici eu. Cum? Erau atâta. Puteți să vă puneți odată. Dar cum să nu vedeți pantofii? Vedeți doar imaginea, să vedem și noi. Vă rog frumos, mai dați odată cadru la pantofi. Nu pot să cred. Vreau doar atât. Da, erau mari. Ai rămas fără, ți-a furat cineva, n-ai avut ce să te încalți, ai luat pe tatălui tău. Zi-mi adevărul că noi... Lua pe-a lui tata, doamna Andreea. Dar se vede. S-a văzut. Te rog să mă crezi. Nu vreau să fiu răutăcioasă, nu vreau să te superi pe mine, nici nu glumesc. Nu. Este absolut real ce-ți spun. Nu m-am putut concentra, mă uitam doar la pantofi. Vai, dar noi nu ne-am... Îi loveam pe la picioare pe pe sumasă. Mai mult decât atât, aș vrea să vă întreb, a văzut cineva cântăreața? Nu exista. Era în spatele lui, măcar nu se vedea. Eu era după Patrick. Eu inițial pe ea am filmat-o, Patrick se băga în cadru. A schimbat fotelul. Eu vreau să ștergi tot ce mai e cu noi în telefon, că mai avem chestii și nu vreau să rămâne la tine. A, să apară pe undeva. Da, ba, dar cu tine le-a șters. Dar ce mult te filmași? Dar crezi că dacă a păstrat era Patrick pe video, crezi că îl urmăream acum? Crezi că dacă nu era Patrick pe video, îl mai urmăream acum? Păi nu. Ai liniștit că n-o să dă toate videoclipurile. Nu mă supăr sau nu mă afectează, că eu le știu. Le aveam și la un moment dat, dar nu le-am ținut. Tot ăsta cu Patrick l-aveam și... Da, pe l-a trimit. Că noi ne trimiteam anumite chestii să le avem. Se mai uita și el seara. Dar telefonul e plin de videouri de genul. Patrick. Nu cu Patrick. Videouri în care eram la o petrecere și filma soliștii. Solistele. Ești sigur? Cu Patrick nu mai am nimic. Ia zi-mă pe care sunt aia de a avut de moș Nicolae. Doamna Andreea, sunt aia de a avut de moș Nicolae. Șerpie. Crocodil. Hai cum. Șerpie. Hai cum. Hai cum. E albaștri. Da, frate. El cred că făcea parte din informație. Hai cum. Cât porți? 47? 41. Da. Sunt speciali. Cântăreața se vede, după cum bine puteți observa. Nu e. Nu e. Unul din ei este cel cu microfonul de lângă Patrick din partea stânga și cealaltă era în partea dreaptă. Nu cântă. A văzut, sau chiar s-a văzut cântăreața la un moment dat, două secunde. Dacă clipeați, o ratați, evident. E vina voastră că ați clipit. Ea era acolo pe video. Alexandra, încercai să surprinzi cântăreața? Uitați-o, o vedeți, da? Da, eu chiar... O vedeți, da? Acum vorbim la modul cel mai sincer, eu chiar vreau să surprind cântăreața, doar că Patrick s-a băgat în focus. De ce nu te-ai dus mai încolo? De ce nu te-ai... Băi nu, în spatele nostru erau foarte multe lume. Și nu puteam să mă duc pentru că era formația, adică n-aveam unde să mă duc mai încolo. Și am filmat din unghiul ăla. Da, mâna se... Fața lor, adică să... Dacă tot la prins, a zis să profite. Eu cred că dacă se muta la altă parte, dansa Patrick cu ea, doamna Andreea. Ce rău ești. De ce? Că nu e nimic rău. Vezi? Eu cred că o trăgea la dans. Interesant. N-am acum. Da. În perioada aia... Sunt la o parte imagine, aș vrea să știu. Roberta, cât de des vorbește Alexandra despre Patrick? Nu aveți idee cât de des. Scuze. Nu doarme, nu vorbește. Nu, când doarme. Da, foarte des vorbește. Îmi vorbea acum de când s-au răcit. Ce vorbește? Să vedem vacanțe cu el, la munte, la mare, vise de-astea? Sau doar pur și simplu vorbește? Dar ce te interesează, frate, femeia ta? Nu, știu, măi, așa, pur și simplu. Parcă ai stat 2 ani cu ea. Ieri, de exemplu, mi-a zis că l-a simțit foarte supărat. De Patrick? Că nu-i place că-l e așa. Nu, chiar îmi vorbește mereu de el, sincer. Și o văd că e prins așa în situația asta cu el. Alexandra? Da? Te-ai îndrăgostit? Nu. Știu. Clipește două ori. Dacă da, a clipit. Nu, e prea mult spus îndrăgostit. Îl simpatizez și atât. Dar acum că am avut discuțiile acelea de mai multe ori, am înțeles ce își dorește el și eu îi respect decizia. Am văzut și ieri. Tu că da. Da, chiar.
Ce-a făcut? S-a dus acum la el? Mă sunteți ironică? Da. Te-ai dus colegial, nu? Te-ai dus colegial, nu? Da, dar ieri nu am prea interacționat. Pentru că a plecat de lângă tine? Pentru că nu era foarte ok și... nu am mai interacționat. Înțeles. Ieri ți-ai găsit de drum să pleci să te joci biliard cu Bogdan? Știi că se vede când încerci să fugi. Serios? Involuntar, probabil. Involuntar? Dar ți-e somn sau ți-e rău sau ești obosit, ești supărat? Mi-a fost rău acum, înainte să intrăm. Am înțeles. Să știi că nu mai ești interesant, așa supărat. Ești așa...